Salut și bine v-am găsit la noi episod Perici Simulator 2021. Prima mea s-a dus pe Marte. Am pornit filmarea mai repede decât trebuia pentru că am intrat la vecină pe salvare, la ea în fermă și ferma ar trebui să fie aici, unde scrie ranch, unde sunt eu cu Radu, dar dacă vă uitați aici nu mai e nimica, e absolut gol locul, nici măcar gardul ăla pe care nu puteai să-l dai jos și ai undeva jos. Fermei. Și acolo ai ceva jos, hai să mergem la aia acolo. Am mașinile aici, adică gen pe sus în aer sunt o grămadă de chestii, nu pot să-mi dau seama să exact ce e acolo. Viradu? Da, e. Da, vai, nu cred. Toată munca noi mea. Noi vreau să pornim filmarea cam în 5 minute, așa, pe o anumită temă, practic. Aveam ceva de făcut, niște task-uri. Toată munca mea s-a dus, toată. Ca să vă dau așa din nimic. Ca să vă dau din culise. Vrea să își decoreze ferma de Halloween. Mai am nimic. Ia zi, Laura. Cum mă decor? E aparent e decorată gata, ce să mai decorez? Nu mai am ce să decorez. Mă mare, 12.000, fii atent că la bani ăștia poți să-ți dau o cameră la mine, să-ți o închiriez pe un an. Mamă, Doamne. Tu zici seama că... Deci nu mai am absolut nimic. Și ce în fermă? Decât un curt. Bușia! Oricum tu cu Radu dormeai în curt când veneai la mine, deci e ok, sunteți obișnuiți. Deci, bine, amuzant, dar mie în momentul ăsta îmi vine să plâng. Dar tu de ce te-ai dus înapoi? Că noi venim să luăm după tine, să vedem ce faci pe aici. Tu te-ai în sus pe munte ca să vezi mașinile acolo și let's toate go! Update-ul! Update-ul! Wow, mulțumesc băieților de la ranch. Update-ul! Vreau să-mi fac o poză, că nu pot să mă abțin update-ul. Și nu e ultimul load pe care l-am făcut. Efectiv, nu mi s-a salvat ăla. Pentru că eu salvasem, dacă ți-aduci aminte, jocul, îl salvasem când am făcut castelul. Vezi că are și sus acolo, nu te încurci, fii atent că are și sus ceva. Nu mai știe ce e acolo sus. Stai să dau așa, să dau focul mai mare, că nu văd nimica. Este așa că vreau să fac o poză de amintire. Vai, deci nu vine să cred. Iată o găină. Ai găsit o găină? Adu-o acasă, că o băgăm în curt. Poate face ouă. Wow. Da, vine să plâng. Nu pot să mă abțin pentru că e... Ce ți-e nu e amuzant. Ce ar fi fost dacă se întâmpla asta la tine? După toată băieții... munca ta se ducea pe ghencea podul lui Dumnezeu. Băieți, ce ziceți? Vreți să intrați la mine să îmi decorești o fermă de Halloween? Dacă înțelegeți, acolo e dubița. Acolo sus în aer cred că e ceva vacă. Fii că zboară o mașină. Ești la mașină? Nu. Mamă, zboară mașini, fii atent! Bine, voi nu cred... Halloween, da... Mamă, tată, mașina zburătoare, fii atent! De ce am point pe 7 metri? Acum aș 18 metri. Ce-i cu pointul ăla pe harta? Că eu n-am pus punct. Nu înțeleg. Deci uitați-vă unde sunt mașinile. Aici, dragilor, s-a mutat ferma mea. Sus, acolo, pe Marte. Toată munca mea s-a dus. Mamă, câte printuri mi-am făcut cu mașina. Mă bucur că te distrezi. Vrei să ții mașina de aici? Mamă. Mă, și wow, ce e aici, carnagiu? Uitați-vă. Poate să-mi dea cineva fi... Mamă! Deci trebuie să vedeți asta pe filmare, nu vă mai aud deloc. Wow, cum am căzut. Gata, s-au calmat. Ce-a fost asta? Mamă, dar repin în ele. Mi-am găsit mașina pe care nu o găseam. Let's go. Eu uite cum se duce mașina ta singură, nu știu dacă te super, dar s-a dus în aia. Păi hai să jucăm popice cu ele, ce să mai... Asta e singura idee de pe episod. Jucând popice cu vecina prin munți. Da, jucând popice cu vecina care plânge. Fii atent la schema asta, uite. Ia. Oh, ia uitați-vă la aia. Poate mai cade o vacă. Un porc. Ceva de acolo, dar vă rog frumos. Erau mașinile... Dar tu le vezi acolo? Da, și eu le văd, Și eu le văd. Am mai de tuns iarba aici. Ia uite ceva ce sare, ce e asta care sare? Ia veniți încă. Stai puțin, e remorca.
E din cauza remorcii, fac pariu pe ce vrei tu că e din cauza la remorca fii asta, mi-a mâncat zilele de când o am. E remorca aici, vină mai sus, e ceva în aer aici, lângă... Uite câte chestii ai în aer! Eu revin imediat pentru că am primit erar, nu știu de ce. Bine. Uite ce... Uau! Nu știu ce poză să pun la thumbnail, fiți atenți că am prea multe variante. Lei, mămică, ai toate alea în aer. Da, uite și semnul de la Grinch. Nici măcar pe ăla nu l-a lăsat la locul lui. Mamă, ce s-a întâmplat aici? Să-mi schimb pe OB-ul, măcar îmi fac poză de thumbnail, că... Wow. Uite și mai e ceva aici, dar nu-mi dau seama ce. Mai e ceva aici, cred că două lemn, ce s-a astea? Uite aici, gata, poză de thumbnail. Mi-a zburat ferma pe Marte. Doamne. Mai e ceva ce n-am văzut? Acolo nu știu ce vrea să fie. A, nu, sunt două lemne, m-am uitat, sunt două lemne doar. Da. Și ferma ta, dacă nu lăsa... Uite, ălea de acolo erau pline de lapte. Și ferma ta trebuia să fie acolo jos, undeva, unde poate amaro, cred, dacă o reperez bine. Da. Wow. Undeva în zona aia ar trebui să băieții, fie să vă spun și la ce m-am gândit, Radu, Dadu... Haide să intrăm la mine, că aș vrea să-mi decorez și o fermă de Halloween. Da. Peste 5 minute. Unde e ferma mea? Unde e ferma mea? Nu mai am decât poarta. Eu te faci. Bă, el glumește și râde acum, dar mi-e vine să plâng în puii mei. Unde e toată ferma mea? Că am atâtea luni de zile pierdute pe jocul ăsta și pentru nimic. Vai, fi nevoită să muncești la mine tot anul ca să-ți recuperezi. Ce bine, uite, mamă, că aia nu mamă, că i-am găsit, te și rahatul a rămas în aer, tot că vă eu. Dar tu unde ești? Ești acolo sus? Da, lângă porci. Uite și ăla te tăia lemne. Băi, eu mi-e reculeg de pe hartă și mi-e duc înapoi, ce ziceți? Da, dar da, clădirile, unde ar fi clădirile? Sunt, aia e ideea, că nu sunt. Uite acolo niște blăni. Hai să căutăm clădire, că sigur sunt pe undeva, n-au cum să dispar. Că uite, de exemplu, semnul de la poartă e acolo. Da. Dar fii atent că dacă te uiți, acolo trebuia să fie poarta și în spate le-ai fix cum le-ai avea tu așezate, cred că în fermă. Da. Și cumva nu mai sunt clădirile. Dar vine da, să... dar porci și vacile nu trebuiau, dacă era să fie așezate cum erau în fermă, iară cad. Nu trebuiau să fie unii lângă alții, știi? Ha? Vine să facem o schemă, unde ești? Că Radu plecă. Vreau să încerc să urc sus de tot. A revenit, a revenit. Da, dar vină cu să-ți arăt o schemă, că am o chestie mișto de făcut. Da, gen, pe voi v-a dat de la intrarea în fermă când ați venit? Ce aici? Pe mine m-a dat de aici de sus. A, ăștia sunt la ferestru. Da, și niște blăni. Bă, putea să-ți faci fermă aici, așa, în munți, să nu te vadă nimeni. Gen, supărată. Da, bine, hai să-ți arăt o schemă, că asta vreau să-ți arăt. Vreau să încerc să urc sus. Nu, hai să ne distrăm puțin, fii atent. Bine. Ca să nu mai fi supărată. Da. Ia o vacă. Și sărim cu ea, hai. Dar nu se mișcă. Ce să iei, că nu vine după tine. N-a joian, ni... Nu, că ți buguite rău, gen. Foarte rău. N-a joian, n-a din porumb. Ia uite, mă. Nu vrea. Am picat. Ia să văd asta de aici, vrea? Uite, eu nu vreau că... Lasă. Haide, mă, nu vrea. Dai să-i împușcăm să vedem dacă mor. Ce zici, mor dacă trag? Nu știu, încearcă. Dar oricum nu mai am nimic de pierdut. Trage într-un porc măcar e. Da, da. Mare. Da. Revedere. Mi-am... făcut tăcere să vă am în fermă. Eu tot vreau să fac o chestie. Da, mă, măcar o găină pot să iau. Gata, tati, hai să-mi vezi să zbor. Dacă tot nu decorarăm nimic de Halloween. Hai să un pic să te văd. Stai. Să zburăm cu nenea. Bă, mă! Bă, Radule, ce faci, mă? Ia uite ce mierli Radu aici la animale, pe toate le loc. Eu zic gen să testăm un animal, dar Radu s-a dus mai departe de atât. Nu, că am omorât eu o vacă și-am. Ah, ok. Stai mă, că nu mai știu cum urc. Bă, cum urcai mă acolo, mă? Pe drum. S-a dus să trec. Vreau să arunc să dau drumul la un pui. Toată ferma mea. Las, mă. Ia uite cum zboară puiul. Ia, a venit tata să te arunc în desu să vezi. Să vezi mare schemă ce-ți fac. Deci, nu știu să urc acolo. Asta o să fie puiul Superman, fii atent. Uite, pe aici.
Super puiu, ha? Fii atent că pe aici urcăm, că am găsit potecă. Top, tărăp, top, tărăp, top, top, tărăp, top, mă. Cum dracu nimeri radul pe acolo și eu nimeri prin boscheți? Nu-mi dau seama. Da, pe aici nu... nici nu nimeresc să urc. Pe aici nu, că... Păi nu, că urcăm pe partea cumva, nu pe aici. Hai că joc în first person și nu înțeleg de ce nu pot să... Ei, hai să urcăm pe partea asta, dacă tu așa vrei. Fii atent, eu nu sunt sexist, dar tu ce înțelegi dacă doi bărbați reușiră să urce și o femeie nu? Că n-am nimerit. Nu, ce coincidență, bărbații au nimerit femeia, nu? Bun, eu o să-mi fac da, dar știi care e chestia? Că voi bărbați sunteți obișnuiți în locuri strâmte. Iar rămasă puiul în aer sau cade și el? Sunt curios dacă pică puiul, nu pică. Rămasă în aer să bugui? Sau e aici? Nu, e aici, nu. Rămasă în aer. Da, păi aparent nu prea avem ce să facem, nu? Adică s-a aleasă puradiciu. O să fie un episod mai scurt decât precedentul, probabil cu care v-ați obișnuit a avea o oră. Dar cumva vezi că parcă am prevenit. Am zis, bă, un episod de o oră, că următorul o să fie de 10 minute. Da, cam asta a fost și cu fermă. O să încercăm să resuscităm. Există câteva idei. O să încercăm să o readucem la viață ferma vecinei, da. Dacă nu, cel mai probabil să iau de la zero. Dacă nu, cel mai... când zic asta, fai! Cel mai probabil se va apuca de Fortnite, așa că... Nu, Fortnite. Vom juca Fortnite în următorul episod. Bun, păi cam acesta a fost episodul de astăzi. Dar nu înțeleg, că am intrat mai devreme și tot era în regulă. Vă mulțumim. Ne vedem la următorul, dacă o să reușim să readucem ferma la viață. Și da, pentru cei care nu știu, a avut loc un update de hartă plus update-ul de Halloween. Și aparent s-au întâmplat lucruri. Unii copaci, de exemplu, la mine am găsit copacii fără frunze. Aici... La mine n-am mai găsit fermă. Aici, da, aici n-am mai găsit nimic. Când am intrat aici, mi-am zis, bă, mai bine ca la mine. Un copac mai chel fără frunze, n-a omorât pe nimeni. Da, păi, cred că o să o avem angajată zi de zi la noi în fermă. Doamne, mamă, cum le face Dumnezeu asta? Am eu pe tine angajat zi de zi, ca cum ajut să-mi repun ferma pe picioare. Păi bun, ce spune, ca să nu vă mai reținem că nu avem ce să facem aici. Ne auzim data viitoare, pa, pa. Pa, pa.